Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Ha, ți-am ajuns primii. Și când deschidem, ne spune un pic Irina. Cu codul 3821 puteți desbloca tableta și veți descoperi celebrul cântec al lui Tarkan. Trebuie să-l învățăm foarte bine pe din afară până ajungem la întâlnirea pentru obținerea imunității. Și dacă nu le știți bine, va trebui să așteptați 10 minute, timp în care e posibil ca cineva să vă ia locul, și anume imunitatea. Păi și unde? Această întâlnire va avea loc la Istanbul. Hai să le mergem cu tichetele. Where? La Irina nu e ușor de ajuns niciodată. Întotdeauna găsește cel mai complicat drum, cele mai grele misiuni, așa că nu ne-a mai mirat faptul că a mai primit încă un plic. Păi și cum să învăț, mă? Adevărul e că astăzi am ascultat Tarkan pe drum. Stai așa. Am încercat să spun melodia, să scot versurile. Elin Adamini Beni. Adamini Beni. Noi ne-am agitat, ne-am enervat. Tu nu mai puteai să înveți. Chat la Tior. Talior. I-a încercat acolo să zică corect pronunția. E ghirliu, ghirliu. Și vă învață ciugum și ea nu e ghirliu. Tăte bune, învățați cântecul, nu? Da. Leșin. Să fie foarte ușor. Zici că noi la 6 trebuie să luăm barca. Feribot, da. Istanbul. Feribot. Feribot. Mm-hmm. Tu Istanbul. Yes? Istanbul. Ok, thank you so much, thank you. Feribot. Feribot. Grazie, thank you so much. Coborând din mașină, credem că am ajuns. Coborând din mașină și că vedem terminal, era terminal greșit. Bursa terminali. În acel moment am simțit și mai multă panică. Drumul a fost panică. A fost panica totală. Panică totală. Uite, steagul, ai lăsat. Bursa terminali. Scrie acolo. Am prins feribotul, dar prind sigur și ceilalți. Foarte bine. Uite, steagul acolo, băgăm și picioare în el de steag. Băi, da, am ceva cu steagul, dar ating și cu mătura. Repede, 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 că nu știam dacă exact. Nu știi controle, cu te sunt. Hello. Have you switched the flag now? Yeah. All right, cool. May I get the tablet, please? Yeah, telefon, e coarea la mea borsă. Mai întâi s-a uitat la talentul tău de a face poze. Da, s-a uitat la... Dar a fost ok, că din 11 una a ieșit. Good. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you very much. This is for you. Thank you very much. Here are your tickets. Mama mia, cel mai frumos moment din toată ziua a fost. A fost un alt moment de liniște într-o panică care a fost foarte mare. Asta e prova pe care o trebuie să faci la Istanbul, mama. M-am și gândit, mă, dacă noi n-am fost în stare atunci să ținem minte o adresă, un număr și un nume. Nu ține tu minte o piesă. Caline melodică, eram bitch, asta o știam. Dar niciodată n-am stat să citesc cuvintele sau să mă chinui măcar să le învăț. Știam doar și șirip. Atât știam. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.